Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Conform horoscopului anului 2024, Săgetătorul va simți influența unor configurații astrologice unice care vor contribui la dezvoltarea și creșterea personală. Puteți descoperi noi talente și abilități care vă pot fi utile în viața personală și profesională. Acesta este un moment în care puteți crește profesional, vă puteți extinde setul de instrumente și puteți obține rezultate productive în activitățile de parteneriat, sănătatea săgetătorului. Pentru săgetător, 2024 va fi un moment favorabil când vine vorba de sănătate. În prima jumătate a anului, Jupiter va trece prin casa a 6 ceea ce va stimula interesul pentru un stil de viață sănătos. Învățarea de noi tratamente, alimentația corectă și exercițiile fizice. În această perioadă, săgetătorul poate simți un val de forță și energie, care îi va permite să lucreze mai eficient asupra sănătății sale. În acest moment se recomandă efectuarea unui examen medical complet al corpului și trecerea testelor. Perioada din mai până în iulie va fi potrivită pentru a începe exercițiile. În acest moment este recomandat să vă revizuiți dieta și stilul de viață și să faceți schimbări care pot aduce la o sănătate mai bună. Din cauza lipsei de măsură în alimentație și nutriție în acest moment, pot apărea probleme cu sistemul digestiv. În această perioadă, săgetătorii pot simți o mare nevoie de a avea grijă de ei înșiși și de a-și îmbunătăți aspectul. Procedurile medicale și cosmetice vor merge bine. Perioada de la sfârșitul lunii septembrie până în octombrie poate duce la deteriorarea sănătății, poate exista o tendință de a mânca în exces sau lipsa activității fizice, o dorință de intimitate. Este important să urmați un stil de viață sănătos și să nu vă permiteți să abuzați de obiceiurile proaste. Săgetătorul poate simți o oarecare tensiune, care ar putea duce la anxietate și schimbări de dispoziție este important să vă monitorizați starea mentală și să evitați nervozitatea excesivă. Este recomandat să practici meditația sau yoga pentru a face față stresului și a învăța să-ți controleze emoțiile. Din a doua jumătate a lunii octombrie începe o perioadă favorabilă pentru sănătate. Venus din casa întâia va promova o sănătate bună, poate îmbunătăți atractivitatea generală, ceea ce duce la creșterea stimei de sine și a încrederii, veți simți dorința de a vă bucura de viață și de a duce un stil de viață mai activ, ceea ce poate duce la o presiune excesivă asupra corpului, prin urmare, este important să înveți cum să-ți gestionezi entuziasmul și să nu uiți de moderație și echilibru, cariera săgetătorului. Horoscopul 2024 pentru săgetători promite un moment favorabil creșterii și dezvoltării în profesia ta. Jupiter poate aduce noroc și sprijin din partea oamenilor influenții din sfera ta profesională. Prima jumătate a anului va fi un moment pe care să-l dedicați îmbunătățirii profesionalismului și expertizei voastre. Acesta este un moment în care vei simți o dorință puternică de a te dezvolta în sfera ta profesională. Jupiter în Taur vă întărește performanța, vă îmbunătățește concentrarea și promovează dezvoltarea de noi abilități și talente. Această perioadă poate fi favorabilă celor care doresc să-și lorgească orizonturile și să-și aprofundeze cunoștințele. Cu toate acestea, nu ar trebui să vă relaxați și să vă bazați numai pe noroc. Este important să rămâi entuziasmat să muncești din greu și să fii perseverent în a-ți atinge obiectivele. Sănătatea bună va fi, de asemenea, un factor cheie pentru succesul în munca voastră în această perioadă. Între aprilie și mai, săgătătorul va simți mai mult entuziasm, energie și dorință de a experimenta în munca lui. Acest lucru poate duce la dorința de a începe noi proiecte sau afaceri care vor avea succes dacă sunt bine gândite. Veți putea atrage noi clienți și parteneri datorită atractivității și persoasivității voastre. În același timp, săgetătorul ar trebui să fie precaut și mai dornic să evite riscurile și greșelile inutile. A doua jumătate a anului, în special perioada din iunie până în septembrie, îl va încuraja pe săgetător să fie proactiv în parteneriate și colaborări, vei deveni mai eficient în lucrul cu alții, mai ales dacă este un parteneriat profesional. Săgetătorul va fi mai comunicativ în această perioadă, ceea ce va ajuta la crearea de contacte noi și utile. De asemenea, veți simți un interes pentru noi cunoștințe, educație și dezvoltare profesională în această perioadă. Activitatea ta te va face mai atractiv în ochii colegilor și superiorilor tăi. Săgetătorul poate primi și oferte de muncă sau de afaceri în această perioadă. August 2024 este momentul în care eforturile și profesionalismul vostru pot fi apreciate. În această perioadă este posibil să fii promovat, să treci într-o nouă poziție, să ți crești statutul social și să fii recunoscută de colegi și clienți octombrie 2024 va aduce săgetătorului un val de activitate, idei proaspete și inspirație. Puteți începe un nou proiect sau vă puteți implica în promovarea propriei mărci, prezentându-vă în mod activ serviciile. Toamna lui 2024 merită dedicată formării, dezvoltării profesionale, participării la cursuri și seminarii, învățării limbilor străine unii reprezentanței semnului pot începe să coopereze cu parteneri străini și să intre pe piețele externe. Banii și bunăstarea financiară Pentru săgetător, 2024 va fi destul de activ în sfera financiară. Începutul anului, în special ianuarie, va aduce posibilitatea de a crește veniturile și de a obține oferte profitabile în afaceri și finanțe. Energia și motivația ta vor crește? diligența și spiritul antreprenorial vor crește. Cu toate acestea, împreună cu veniturile vor crește și cheltuielile. Săgetătorul poate dori să cheltuiască mai mulți bani pe lucruri plăcute. Aceasta este o perioadă bună pentru a face achiziții mari, cum ar fi imobiliare, precum și pentru investiții financiare în instrumente de încredere. Aprilie, august, precum și noiembrie și decembrie 2024 vor fi sub puterea planetelor retrograde, achizițiile majore nu sunt recomandate în acest moment, în aceste perioade sunt posibile întârzieri și probleme în comunicare și tranzacții, întârzieri în primirea plății, neînțelegeri la încheierea contractelor, precum și erori în contabilitate financiară. Horoscopul anului 2024 recomandă săgetătorilor să-și reconsidere strategiile și obiectivele financiare. Acesta poate fi, de asemenea, un moment bun pentru a vă revizui portofoliile de investiții și a analiza greșelile din trecut, în perioada iunie-iulie, precum și în septembrie-octombrie. Membrii semnului vor avea posibilitatea de a primi plăți financiare aferente veniturilor din parteneriat, moștenire sau alte resurse ale altora. În acest moment, ar trebui să efectuați o analiză mai amănunțită a resurselor dumneavoastră financiare, în special a celor legate de investiții și datorii. Săgetătorul își poate îmbunătăți strategia financiară și poate găsi noi surse de venit, dragostea și relațiile. Anul 2024 pentru Săgetător în zona relațiilor va fi despre nevoia de a construi baze puternice și stabile în zona vieții de familie și acasă. Săgetătorul va trebui să-și ia angajamentele familiale mai în serios. Trebuie să fi dispus să acorzi mai multă atenție familiei și casei tale. Februarie și martie 2024 vor fi o perioadă favorabilă pentru schimbul de opinii, idei și sentimente ceea ce poate duce la întărirea legăturilor de familie și la crearea unei atmosfere mai armonioase în cuplu. Acesta este un timp recomandat pentru a-l dedica problemelor legate de casă, gospodărie și familie. Între aprilie și iunie, săgetătorul va fi mai încrezător și mai deschis către comunicare. Această perioadă va duce un spor de pasiune și energie în relație. Acesta este un moment favorabil pentru a face noi cunoștințe și a începe relații romantice. Perioada din iunie până în septembrie va aduce mai multă activitate și mișcare relațiilor săgetătorului. Dorința de a comunica și de a fi în centrul atenției se va intensifica. Interesul pentru idei și experiențe noi se poate trezi, această perioadă poate aduce și relații mai superficiale și mai ușoare ceea ce poate fi inconfortabil pentru săgetător, care caută de obicei o relație mai serioasă și mai profundă. În general, întreaga a doua jumătate a anului 2024 va fi importantă pentru tărâmul relațiilor. Jupiter în Gemeni în casa ta șaptea poate aduce o extindere a contactelor sociale și a cercului de cunoștințe. Aceasta este o perioadă favorabilă pentru săgetător în relații poate duce la extinderea orizontului în viața ta amoroasă, la crearea de conexiuni mai profunde cu partenerul tău și la noi oportunități în parteneriate de afaceri. Octombrie 2024 poate aduce evenimente și oameni din trecut înapoi în viața săgetătorului. Săgetătorul va fi predispus la suferință emoțională și reflecție. Acesta este un moment pentru a-și reconsidera opiniile și convingerile. Pentru a trage concluzii și a schimba scenariile obișnuite, deja în noiembrie, săgetătorii se vor simți mult mai bine, strălucirea și atractivitatea ta pentru ceilalți se vor întări, ceea ce poate duce la noi relații romantice sau le poate consolida pe cele existente, s-ar putea să fii interesat să comunice mai activ și să ai mai multă inițiativă în a face noi conexiuni. Horoscop 2024 pentru bărbatul săgetător. Anul 2024 poate să nu fie o perioadă foarte ușoară pentru bărbatul săgetător, dar poate duce și la creștere și dezvoltare semnificativă. Dacă ești dispus să lucrezi pentru a depăși provocările și să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta și familia ta, poți obține un succes semnificativ. Prima jumătate a anului ar putea duce la schimbări în locul de muncă sau în carieră, planeta ta conducătoare Jupiter va trece prin casa ta a șasea, Jupiter simbolizează creșterea, prosperitatea și succesul, așa că tranzitul lui Jupiter prin casa a șasea poate aduce noi oportunități de carieră sau de afaceri, de asemenea, sunt așteptate schimbări în rutinele și responsabilitățile zilnice. Aceasta poate implica o mutare, o schimbare a programului sau a responsabilităților la locul de muncă sau acasă. Această perioadă va necesita multă responsabilitate, muncă și autodisciplină. A doua jumătate a anului va aduce rezultate legate de parteneriat și munca în echipă. Acesta este un moment în care vei comunica cu ușurință, vei atrage oameni noi și interesanți în viața ta și vei crea noi contacte de afaceri. Este, de asemenea, o perioadă de creștere și dezvoltare în cariera ta. Jupiter, ca planeta bunăstării și a prosperității, te poate ajuta să atingi noi culmin în muncă și afaceri, mai ales dacă lucrezi în comunicare, tehnologie sau marketing. Horoscop 2024 pentru femeia săgetător anul 2024 vă va promova dezvoltarea și educația personală. Acesta este un moment în care puteți începe noi proiecte, puteți explora noi subiecte și obțineți noi cunoștințe care vă pot ajuta să vă dezvoltați profesional și personal. În prima jumătate a anului, este recomandat să acordați mai mult atenție activităților familiale și profesionale. Această perioadă poate aduce schimbări în munca ta. Va fi important ca reprezentanții Zodiei să mențină un echilibru între muncă și viață personală. Cu un management corect al timpului vei putea obține rezultate bune, fii avertizată că acest timp ar putea duce la cheltuieli excesive, amintiți-vă să fiți echilibrate și moderate în tot ceea ce faceți. A doua jumătate a anului 2024 va aduce femeii săgetători noi oportunități favorabile pentru dezvoltarea carierei și consolidarea relațiilor. Este important să rețineți că succesul va depinde de abilitățile voastre de comunicare și de capacitatea de a construi și dezvolta parteneriate. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?